Salut! Anunțam mai ieri pe Facebook și pe alte rețele sociale că am fost la CNI și am solicitat certificat de integritate. Și unii au crezut că gata, am candidat și că a început campania electorală. Ei bine, nu-i chiar așa, povestea e mai lungă, alegerile vor fi în 24 februarie și abia acum a început perioada electorală. Perioada în care s-a tras linie și s-a spus care sunt partidele care pot să concureze pentru alegerile din ziua de Dragobete. Partidele au început să negocieze coaliții, blocuri, sau iată unele au anunțat că vor candida individual pe lista lor. Partidul Antimafia a zis că nu va înainta candidați pe circumscripții, ci doar listă. Partidul lui Costiuc a zis și el că va candida tot individual, dar va avea candidați și pe anumite circumscripții. Se pare că nu au destui membri încât să desemneze candidați pe toate cele 51 de circumscripții. Eu nu sunt membru de partid și nu am aderat la niciun partid și la niciunul dintre blocurile anunțate și care încă sunt febra fondării. Rămân consecvent și hotărât să candidez, chiar dacă sunt conștient că statul e capturat, că alegerile pot fi anulate sau fraudate, că regulile de luptă electorală sunt nedrepte, dar nu voi putea să le condamn de la distanță, stând acasă pe lejancă sau doar asistând dintr-o parte. Vreau să știu din interior ce și cum se întâmplă, ca după aceea, în cunoștință de cauză, să spun: iată, s-a furat în situația cutare, regulamentul e stufos sau nedrept, nedemocratic, discriminator în situația cutare, sau codul electoral pe care l-au modificat recent. Și de asta voi candida. Intenționez, ca și în iulie, când am anunțat prima dată, intenționez să candidez independent pe o circumscripție. Iată, independenții nu au voie să candideze la nivel național, dar voi încerca să compensez chestia asta candidând pe una dintre circumscripțiile pentru care poți colecta semnături la nivel național și face munca asta cumva mai ușoară. Și deci ieri am cerut certificatul de integritate de la CNI. Sper că până pe 26-27 decembrie să mi-l elibereze. Am scris acolo că n-am avut nicio funcție publică și deci n-ar trebui să dureze mai mult de o zi, două. Le-am lăsat și adresa, e-mail și telefon și sper să mă anunțe de grabă că am acel certificat de integritate. Sper să fie și oamenii consecvenți care s-au anunțat până acum doritori de a face parte din grupul de inițiativă de susținere a candidaturii mele. Și va trebui doar până pe data de 26-27, când se permite înregistrarea grupurilor de inițiativă la Consiliul Electoral de Circumscripție și obținerea listelor de subscripție pentru a colecta semnături. Sper până atunci doar să mă decid despre care circumscripție e vorba. Și ziceam, cel mai probabil va fi diaspora de vest sau cea americană. Dar de asemenea sunt deschis și pentru negocieri, înțelegeri cu eventualii responsabil din eventualul bloc acum. Am fost încurajat de o discuție cu Maia Sandu, nu privată, că n-am discutat cu ea niciodată personal, dar când a fost la București, am fost la o întâlnire cu ea și a promis că blocul acum va fi constituit de două partide, PAS și DA. Acum văd că aderă tot felul de transfugi din PL de Meuci, că va participa și el pe aceeași listă cu același bloc și asta mă îngrijorează. Pe de altă parte, înțeleg că e necesară și o coalizare a forțelor antioligarhice, antimafiote, că altfel nu o să putem învinge democratic cu instrumentele pe care ne le permite el ca să evităm o eventuală revoluție. Și sunt, ziceam, deschis pentru asta. Chiar atunci am solicitat de la Parlamentul Curat formularul și am completat acel chestionar și sper că Parlamentul Curat m-a verificat și că cei care fondează blocul acum știu, au văzut formularul meu și intenția mea de a eventual discuta cu ei.
dar văd că lucrurile la ei sunt foarte complicate și nu-mi fac iluzii că aș putea să candidez pe lista lor sau măcar într-o circumscripție din numele, cu sigla lor. Și de ce mă pregătesc din nou să candidez independent cu probabil biciclistul ca siglă? Aproape inevitabil voi face campanie electorală fără bani, fără buget, pentru că dacă voi candida pentru diaspora, nu o să pot să merg peste hotariat. Acum am făcut o scurtă călătorie de familie prinzând niște avioane ieftine din banii mei, dar după aceea unde, cum să mă duc să găsesc pe toți potențialii legători dacă pentru circumscripția Europei de Vest, din Portugalia până în Islanda sau Suedia și până în Grecia sau Israel, pe unde mai sunt ambasade, consulate moldovenești și unde se va deschide secții de votare. Asta va fi imposibil. Deci singura mea miză va fi internetul și eventual dorința voluntară, neremunerată, a oamenilor de a transmite mesajul meu. Și de asta, ziceam, voi fi consecvent și ca și acum 4 ani când am candidat prima dată, nu voi cheltui bani pentru campanie electorală, ci voi miza pe munca voluntară a oamenilor. Și atunci când voi strânge semnături în acel grup de inițiativă care va dori să mă susțină, să strângă semnături cu mine, tot voi conta pe muncă voluntară. Dacă se vor găsi oameni care să vrea să lucreze, eu știu, o săptămână cu mine, cât ne va trebui ca să strângem 500, maxim 600-700 de semnături. Mi-amintesc că m-au reușit asta destul de repede, atunci, în 14, stând la kilometru zero și de data asta nici măcar nu-i nevoie, se pare, m-am uitat în regulament acum și pe codul electoral, nici măcar nu-i nevoie de validarea acelor semnături pe la primării, că atunci trebuia să fac proteste, să cerșesc de pe la primari ștampile și se pare că și semnătură, că am colectat la ei în localitate semnăturile cele. Deci acum cumva e mai ușor și sper într-o săptămână, două, de muncă voluntară, insist, neremunerată, adică să adun semnăturile, să mă registrez candidatura și să aștept începerea campaniei electorale ca să pot face promovare electorală tot așa gratuită pe internet. Bună ziua, vă rog să difuzați mesajul meu sau să particip la dezbatere electorale dacă va organiza cineva dezbatere electorale cu candidații independenți de pe circumscripție și încă eventual de pe circumscripția diasporei. E foarte posibil să nu se organizeze nici posturile de radio sau televiziune publice, nici cele private, și atunci chiar singura posibilitate de promovare va fi internetul, dar ăsta va fi un test pentru electorat, dacă e destul de copt, de educat, încât să fenteze propaganda televizată a mafiei sau blocajul informațional și să se informeze, să scociorească, să răscolească, să se informeze de la candidat direct sau indirect, de la intermediari verificați, și să nu creadă minciunilor, veștilor false, invențiilor, cum dacă vă amintiți cu povestea cu 30.000 de sirieni sau câte și mai câte se inventa despre una dintre candidate la ultimele alegeri. Dacă oamenii vor cădea în plasă, se vor lăsa păcăliți sau se vor lăsa ademeniți cu promisiuni, cu cadouri electorale, vor alege un nou regim mafiot, poate același regim mafiot, poate și cu șor în Parlament și cu alt cumpărător de voturi și circar ca șor care acum e fugar pe la Moscova. Sau poate oamenii se vor trezi, vor fi mai mulți acei și acele persoane care au drept de vot și se mobilizează și susțin un candidat și după aceea participă la vot și încredințează votul. Și vor aduce în Parlament, poate la început o minoritate, dar după aceea rândurile noastre se vor înmulți și vor aduce niște oameni rezonabili, onești, curajoși, care să țină la respectarea legii, să țină la adoptarea de legi civilizate, europene, echitabile, ca să aibă de câștigat, dacă nu toată lumea, cât mai multă lume
și să nu fie neglijați cei mai slabi, cei mai mici, să nu fie favorizați oligarhii, mafioții, hoții sau iată cum se întâmplă în România, cei care au furat, au fraudat. Acum li se pregătesc legi de amnistie fiscală sau chiar amnistie penală. Deci, dacă vom fi liberi și sănătoși și vom ajunge în Parlament și vom fi mai mulți din ăștia, sper să dispară de pe agenda astfel de discuții și să avem discuții inteligente, moderne despre cum să apărăm mediul, drepturile animalelor, să nu mai fie de actualitate apărarea drepturilor omului sau legalitatea sau transparența în actul decizional sau cheltuirea banilor publici. Dar asta e de viitor, de mare perspectivă. Deocamdată suntem într-o groapă din care ne va fi foarte greu să ieșim. Și o ocazie mare e acum electorala din iarnă. Sper că v-am intrigat să văd acum comentarii și să vă răspund la întrebări. La norocuri nu răspund. Răspund doar la întrebări. De ce nu aderi la acum? Mă întreabă Ion Ceban. Eu am explicat chestia asta mai devreme. Nu ține de mine. Eu am făcut pasul necesar. Am mers la poartă și am scris formularul la Parlamentul Curat. Acum depinde și de ei sau de ele, de persoanele care vor decide acolo, dacă au nevoie de mine sau dacă vor considera că poate prezența mea pe listele lor sau în dezbaterile lor electorale le va dăuna. Admit că sunt și eu o persoană controversată și nu sunt sigur că orice politician își dorește în preajmă un astfel de activist, un astfel de coleg. Victor Dodon zice, o să mori și tu și eu și încă vreo doi pe lângă noi, apoi poate ceva se va schimba. Da, toți suntem muritori, dar eu sunt mai optimist ca tine. Eu cred că în timpul vieții mele se pot schimba sesizabil lucruri spre bine și de asta nu boicotez alegerile și nu stau într-o parte sau emigrez și zic că nu, că nimic nu se poate face, ci, iată, unii zic că e din exil, dar eu mă simt acasă la București, unde trăiesc de aproape 2 ani. Și de acolo sunt activ, și acolo sunt activ și se vede asta pe internet. Și când sunt alegeri, iată, vin acasă la Chișinău și mă implic în campania electorală, pentru că sunt convins că se poate schimba. Cineva a observat pe perete că am icoană, da, nu e icoana mea, pentru că nu e casa mea. Când aș avea casa mea, credeți-mă că nu aș afișa icoane, dar aici vorba ce e, când sunt într-o mănăstire străină, respect regulile mănăstirilor străine. Bravo, Oleg, în Parlament avem nevoie de așa persoane. Mulțumesc, ca independent ai șase mai multe. Mă asigură Dimitri Salamatin și mulțumesc. Mi-amintesc că Dimitri m-a ajutat odată, cred că în campania pentru alegerile locale chiar a fost și el în grupul de inițiativă care m-a ajutat să candidez. Dacă nu greșesc, chiar l-am propus și pe el în lista de consilieri. Acum nu știu ce funcție, ce muncă are, dar se implică mai puțin în activismul civic. Totuși, îmi doresc alături și oameni de orice profesie, din orice domenii, din orice funcție, poate unii angajați la stat, poate unii angajați la privat, poate unii artiști, activiști ca mine, ONG sau blogger de tot felul. Nu facem discriminare. Mă bucur că măcar la alegerile actuale s-a deschis larg poarta pentru femei și femeile sunt cumva încurajate să participe. Au nevoie de jumătate din semnăturile de care am nevoie eu ca bărbat. Și sper să fie mai multe femei. Sunt dispus să ajut potențiali candidați, potențiale candidate femei. Evident, ca concurent electoral, eu nu pot să fac parte din grupul lor de inițiativă, nu pot să strâng semnături pentru ele, dar pot să le ajut cu expertiză, cu sfaturi. Și sper să văd mai multe femei, dacă nu în Parlamentul următor, cel puțin în campania electorală, ca să capite experiență și ca în viitor soarta, legile despre femei să fie discutate și votate de femei, nu cum se întâmplă până acum
bărbații decid totul în țara asta și eu mă simt jenat că, iată, sunt încă un bărbat care vrea să se impună în politică, dar credeți-mă, sunt un bărbat feminist și apăr drepturile, interesele femeilor la fel de bine, poate chiar mai bine decât o fac unele femei care au ajuns în funcții decizionale, dar n-au înțeles nimic despre drepturile omului și nu prea au avut grijă de femei, de categoria socială din care fac ele parte, o categorie socială majoritară, dar discriminabilă. Iată un paradox. Femeile, ca și moldoveni în Republica Moldovenească Nistreană, de exemplu, sunt majoritari, dar discriminați, sau cum erau în Uniunea Sovietică, în Republica Socialistă Moldovenească, moldovenii erau majoritari, dar discriminați. Ei, uite, așa sunt în societățile moderne femeile. Maiaș cu Andrușa, cum îți pare ție? Fac treabă? Deocamdată n-am ce să spun despre Maia și Andrușa. Sunt destul de onești, ziceam, am făcut un pas în întâmpinarea acelui bloc creat de ei, sau pe care intenționează ei să-l creeze. Deocamdată nu am niciun semn de la ei că i-ar interesa colaborarea cu mine, dar nu pot să bag mâna în foc că dacă o să meargă împotriva sau în pofida lor, nu-i voi critica pentru că aș avea pentru ce să-i critic și pe unii și pe alții, și mai puțin pe Maia și pe Andrei. Maia a mai avut o funcție publică, dar Andrei Năstase nu prea a avut nicio funcție publică decât cea pentru care a fost ales de primar general al Capitalei și funcția a fost furată. Cât aș avea pentru ce să-i critic pe cei pe care au de gând să-i coopteze acum, pe fostul ambasador la Washington, pe fostul ministru al tineretului, pe, iată, fostul ministru al ecologiei care se rupe din PL și vrea să adere la bloc. Să vedem încă pe ce liste o să prezinte. Am văzut că Andrei Năstase se lăuda deja cu doi candidați, reprezentanții societății civile, dar mie nu prea mi-inspiră încrederea cei reprezentanței societății civile, dar înțeleg că îi preferă astfel de reprezentanții societății civile decât un paparazzi, cum zicea Igor Munteanu despre mine când el era membru în Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova, iar eu candidam pentru una dintre funcțiile eligibile de acolo, director al televiziunii sau director al postului de radio sau președinte al companiei, nu mi-am amintesc, și l-am auzit într-un video înregistrat atunci, dar revăzut zilele astea, l-am auzit zicând: ce un paparazzi poate să facă așa ceva? Deci el despre mine consideră că sunt paparazzi. Poate că nu sunt departe de ipostaza asta, dar nu văd nimic rău în personajul ăsta, mai ales că știu de unde se trage. E unul dintre puținele cazuri în istorie când numele unei persoane, e adevărat, personaj inventat dintr-o carte și după aceea a fost personaj de film de-a lui Federico Fellini, la Dolce Vita, numele unei persoane se transmite unei categorii sociale și deci după numele unei persoane o întreagă profesie e numită paparazzi. Acela era numele unui fotograf care umbla cu motocicleta, eu sunt pe bicicletă și nu sunt fotograf, dar mai degrabă cineast. Am încredere numai în tine, zice Tudor Pânzari, și îi mulțumesc că are încredere. Mi-amintesc că și Tudor Pânzari a fost atunci când am candidat pentru Parlament sau pentru... A, nu, pentru președinție, când am încercat să candidez și colectam semnături, pe Tudor Pânzari, veteranul de la Nistru și care trăia într-o colibă în centrul Chișinăului, l-am rugat să fie șeful grupului de inițiativă care să-l susțină pe Oleg Bregă. Eu eram gata să strâng semnături și eram conștient că nu o să pot să adun 15.000 de semnături, dar eram gata să fac asta și chiar am încercat să mă judec cu ei, să strâng semnături singur, individual, cum am făcut și atunci când am candidat pentru Parlament, dar ei mi-au spus că legea te obligă să faci grup de inițiativă. Și atunci l-am rugat pe Tudor să conducă acest grup de inițiativă și iată, au mai fost câțiva oameni care au făcut parte din acel grup de inițiativă și le-am făcut hatârul
cecului ca să-mi dea listele de subscripție, că altfel nu puteam să încep să colectez semnături. Individual nu au dorit să-mi dea listele și degeaba m-am judecat cu ei, că instanțele toate mi-au respins demersul ăsta. Și acum văd că e obligator pentru toată lumea, inclusiv reprezentanții partidelor care vor candida pentru circumscripții, să colecteze semnături. Caterina Miaun zice, Oleg, succes, dacă ai nevoie de consultanță în domeniul achizițiilor publice, ai suportul meu. Mulțumesc, da. Ce am auzit azi despre achizițiile publice? Ceva undeva am auzit zilele astea sau azi, sau când veneam de la București la radio am auzit o emisiune despre asta și chiar m-am gândit la tine, Ecaterina. Dar deocamdată nu-i cazul, doar când ajung deputat, poate, sau în vreo altă funcție publică, m-ar interesa să știu despre achiziții publice. Acum, credeți-mă, în campanie electorală nu o să se vorbească despre așa ceva. Și mai degrabă se va vorbi geopolitic, se vor acuza unii pe alții că tu ești legat cu Plahotniuc și tu ești trimisul Moscovei, mâna Moscovei, tot felul de tâmpenii din astea, sau o să inventeze că ești homosexual, că ești musulman, că tâmpenii din astea o să se inventeze. Nu o să vorbească nimeni despre achiziții publice și nici publicul nu înțelege așa ceva și nu discută. De altfel, la noi în sat, că Ecaterina e de la noi din sat, de la Pepeni, la noi în sat azi au fost dezbateri, consultări publice pe marginea bugetului pe anul viitor. Și mă tem că nu a participat nimeni acolo sau dacă a participat vreun gură cască, nu a știut ce să spună și ce să întrebe, pentru că cam asta e situația. Cetățenii care sunt capabili, care ar putea să înțeleagă așa ceva, sunt plecați din țară. Și cei care au rămas nu prea sunt interesați sau nu prea se pricep și de asta profită hoții, mafioții, impostorii. Caterina precizează, ba da, trebuie de susținut sistemul M-Tender, care asigură transparența achizițiilor și eficiența banului public. Ok. Despre implementarea sistemului M-Tender. Ce-i cu M-Tenderul ăsta? O să ne lămurim. Lasă asta cu paparații, nu din prisma asta e bine să ne uităm azi la lucruri. Mă bucur că ești gata să te alături mișcării acum. Da, dar ziceam, am ezitat când aflam că au de gând să meargă împreună cu PLDM. Când ziceam la București, am aflat de la Maia Sandu că vor fi doar două partide fondatoare, astea două mai puțin maculate, chiar inocente, că n-au participat până acum la guvernare. Da și PAS, atunci am făcut pasul acela și am apelat la Parlamentul Curat, am apelat la filtrele despre care tot vorbește Maia Sandu și alții care o contestă. Dar până acum n-am nicio reacție, înțeleg că filtrul acela reacționează, se aprinde becul roșu doar când ai ceva păcate în trecut, când ai probleme, dar la mine n-avea ce să se aprindă. Dar și care reacția după aceea? Cine, cum trebuie să reacționeze? Sau asta e un paratrăsnet ca să-i trimită pe toți, să nu-i trimită la dracu sau la naiba, îi trimit la filtru? Sau asta e o procedură prea complicată, sofisticată și iată, abia acum se discută cu partide mai multe, mai mari din opoziție ca să facă un bloc mai larg, mai de coaliție națională? Și de asta nu se grăbesc să dea răspuns, să zică, băi, da, iată, ne place de tine. Pe de altă parte, de ce se grăbesc să-i anunțe pe alții? De ce se grăbesc să-l anunțe pe Țicu, pe Munteanu, care reprezentanța ai societății civile? Mai că le-au și alocat deja circumscripții. Cine, cum a decis chestia asta? N-ar trebui să fie consultat mai mult? Dar bine, eu am zis că sunt deschis și să se știe totuși că nu-ți deschis pentru orice fel de colaborare cu oricine. Andrei Donică zice, Norec, ai decis la ce circumscripție candidezi. Andrei Donică e cel care l-a stropit pe actualul guvernator BNM cu lapte și mai ieri a apărut într-o conferință de presă și a zis că el are un partid de nu știu unde și că îi cheamă pe toți activiștii civici la partidul lui. Hai să facem un partid de activiști. Și am zis că nu, mă înțămesc. Partid de activiști. Acum e bine, zice Dimitri Salamatin, dar depinde ce locuri și ce ofertau. Oleg merită locul pe,
care trece garantat și nu de cel care este pe ultimii. Vezi că Dimitri știe, are vână de politician. Eu am mari așteptări de la Dimitri, chiar dacă el a abandonat echipa noastră a Hyde Parkului și nu mai publică nimic pe Curaj TV, dar așa ca persoană îmi pare extraordinar. Am fost cu el la Bruxelles cu vreo 5 ani în urmă la un summit al umaniștilor, tinerilor umaniști europeni. Când te decizi pe ce circumscripție ai să candidezi? Mă anunți și te ajut să colectezi semnături. Mulțumesc! Valeriu Gușan, te am în vedere, ești și pe lista celor care s-au anunțat că vor să mă ajute, deci o să vă contactez când decid pe ce circumscripție vreau să candidez, în ce circunstanțe și cu cine împreună, dar oricum o să am nevoie de grupul de inițiativă cu care să colectez semnături sau cel puțin cu care formal să merg să mă înregistrez la CEC ca să obțin listele de subscripție. Știu deja că socialiștii vor câștiga. Nu e foarte sigur că socialiștii vor câștiga și eu îmi doresc să nu fie adevărat. Spune-ne ceva despre Șor, dacă știi de unde a apărut pe scena politică din Moldova. Tot de acolo de unde a apărut și Plahotniuc, din subsolurile mafiote. Cam astea sunt. Moldova crede în tine, mă asigură Alexandru Firfa. Da, să vedem ce încredere are în mine Moldova. Până acum, da, m-am bucurat de încrederea Moldovei. Să vedem ce va fi și la alegeri. Sergio Rapan, cum crezi ce piedici pot să mai ai de data aceasta până ajunge în buletinele de vot? Mă aștept la orice, inclusiv la CNI cu certificatul ăsta de integritate. Poate să inventeze orice sau poate să tragă de timp și în 15 zile, în ultima zi, pe 26 sau 27 decembrie, să-mi dea certificatul. Iar cei care încă nu s-au prins că e necesar certificatul și că e procedura asta consumatoare de timp și o să se adreseze abia atunci, pe 26-27, pe la mijloc de ianuarie o să obțină certificatul de integritate. Încă dacă o să-l obțină și nu va trebui să se judece cu CNI. CNI-ul acela e ca o citadelă baricadată acolo, cu camere de supraveghere. Mă aștept la orice. Sau poate să inventeze semnături false pe listele de subscripție. Sau câte și mai câte. Lui Andrei Năstase cum i-au inventat? Că avea prea multe like-uri pe Facebook și a zis că a făcut campanie electorală în ziua alegerilor. Acum ei au schimbat legea și la toată lumea dă voie să faci campanie electorală în ziua alegerilor. Schimbă mai bine tema că lumea e obosită de politică, mă roagă Victor Dodon. Zi mai bine cum să facem să avem bani în Moldova. Cred că am citit toate întrebările, se pare că și toate comentariile. CNI are obligația să elibereze până la 15 zile. Știu, după ce te-ai adresat. Și iată, eu m-am adresat ieri, deci până 26-27 decembrie, dar ziceam, unii poate să adreseze la începutul lunii ianuarie, și CNI poate să tragă de timp să-i dea în ultima zi, cum fac cu cererile de solicitare de informații sau cu petițiile, și îți răspund în ultima zi, până îți mai vine poșta, până mai nu știu ce, și ai pierdut perioada electorală. Și Tudor Pânzar zice, eu sunt primul la strâns semnături. Da, e o idee bună, Tudor, că da, depinde unde candidez. Dacă voi candida aici, în Chișinău, undeva, nu pot să mă ajuți, că n-am unde să te cazez. Și n-am cu ce să-ți plătesc drumul venit și dus. Dar dacă voi candida pentru diaspora, cum ziceam, ai putea să strângi semnături acolo la Căușeni, unde ești dumneata și unde ai casă. Aș putea să vin și eu la Căușeni, în mod sigur ai unde să mă ții în casă, dar dumneata că iată ești într-o situație mai bună decât mine, ai casă, eu n-am. Așa că mulțumesc pentru ajutorul, să te am în vedere.
Dacă ai decis să candidezi, baftă și izbândă, dar să nu te reții căci timpul nu stă pe loc. N-am unde să mă rețin, iată, respect toate termenele și toate procedurile, sper să reușesc. Ce crezi despre promisiunea da cu pas la salariu despre 11.000 de lei? Promit și ei ce le dă prin cap și cred că va aduce voturi. Ce crezi despre mișcarea social-politică a lui Donică? L-am criticat mai devreme. Vecislav Petru Molodiuc râde, ha-ha, da, e de râs, e dehlizit treaba, poți să arăți unuia un deget și moare de râs. Cam atât. Mulțumesc celor care ați comentat și celor care doar priviți. Puteți să mă ajutați și cu like-uri și cu comentarii, dar și cu difuzarea acestui video și următoarelor intervenții ale mele de pe internet, fotografii, banere, texte, videouri, clipuri electorale, apeluri, solicitări de informație, care și cu ce poate ajutați-mă. Cel mai probabil nu voi deschide cont electoral și voi face campanie electorală ca în 2014 cu buget zero, deci nu voi avea nevoie nici de contabil. Dar poate fi, ziceam, și o colaborare cu acest blog și deci să avem cont electoral și atunci o să vă rog să contribuiți eventual și cu bani ca să facem publicitate electorală sau știu câte și mai câte. Dar voi conta cel mai degrabă pe muncă voluntară, voi conta pe distribuirea benevolă a mesajelor pe internet și pe dezbaterile electorale dacă vor exista pe la posturile private, publice, portaluri, site-uri de internet, curaj, brega. Da, cam asta e. Brega și curaj încearcă să răzbată în politică fără susținerea partidelor. Dimitri Salamatin zice, eu cred că da sau pas vor avea probleme și au riscul de a fi scoși din cursă. Din asta trebuie să candidez numai decât. La fel și eu am riscuri și pot fi scos din cursa electorală. Vecislav mă asigură că a râs de Victor Dodon. Scuze, dar că ți-am arătat degetul. Știu că ești serios. Păcat că oamenii deștepți sunt săraci. Oricum, curaj. De ce păcat? E minunat. Omul sărac n-are ce pierde și e obișnuit cu puținul. Omul bogat vrea să-și dubleze, să-și înzecească bogățiile și e obișnuit cu Merțanu, e obișnuit cu... Ați auzit un deputat zicea că buget de vacanță de 2000 de dolari sau de euro. Păi nici 200 de euro nu mi-a trebuit ca să fac o plimbare până la Lisabona și la Roma. Să-mi văd rudele și să văd Citaia Eterna în care n-am mai fost de vreo 15 ani. Și tare m-a surprins Roma. Arată acum strașnic, curât. Am povestit, căutați pe YouTube, pe Curaj TV, videourile, impresiile mele de la Roma, de la Lisabona, din satul unde am stat lângă Setúbal. Și o să vedeți, Portugalia m-a impresionat din nou foarte bine. De ce critici nefondat, Oleg? Ori asta deja la tine e în sânge, Andrei Donică. Pe tine te critic, Andrei? Nu, dar îmi pare neserios și îngânfat să vii cu partidul acela sub din deget să zici hai să-l facem partidul activiștilor. Nu cred că e viabil. Vecislav zice că va vota doar un partid cu doctrină precis definită. Ce doctrină definită? Acum va fi mafie și antimafie. Asta e singura doctrină în alegerile de acum. Ori ești cu mafie, ori ești cu antimafia. Și mafia va delega acum o grămadă de candidați independenți. Va pune tot felul de artiști, de
activiști de tot felul, ca după aceea să-i vezi în formațiunea, în fracțiunea lor. Lucia e supărată că promovez sărăcia. Nu promovez sărăcia, dar vă zic să nu vă temeți de candidații săraci. Nu, nu e foarte bună și nu e de lăudat cu sărăcia. Dar nu ai de ce să te ferești, să te temi de ea. Omul sărac e și liber. Păcat că diaspora nu poate face donații. Da, e complicată situația și varianta pentru candidații din diaspora. Pe oamenii cei, cum am zis, fizic nu poți să-i vizitezi, să-i contactezi, ei nu pot să te susțină, nu pot nici să semneze pentru tine, oamenii din diaspora. Dar așa s-au gândit ăștia, așa au făcut legea, asta e. Bucureștiul cum ți se pare? După ce am văzut Roma, Bucureștiul deja îmi pare acceptabil și mai bun ca Roma. Dar e foarte murdar, foarte prost organizat, foarte coruptă administrația din toate sectoarele din București, dar mai ales din primăria generală. Totuși, București e capitala patriei mele și mă duc acolo cu plăcere. Acolo trăiesc, acolo lucrez, acolo activez, acolo filmez, acolo protestez. Nu e partid de mișcare social-politică. Andrei Donică, lasă-mă cu poveștile astea. E același lucru, numai că se cheamă altfel. Cum s-o coz? Dodona corupt alegătorii din diaspora, din Rusia, promițându-le că le vor ierta păcatele dacă revin acasă în perioada electorală? Da, asta e corupție, dar nicio instanță nu va constata chestia asta pentru că Dodon e din mafia lui Plahotniuc. Mafie și mai puțin mafie, zice Constantin Dziu. Da, e posibil, pentru că mă tem că mafia e cumva în sângele nu doar a moldovenilor, ci a tuturor balcanicilor. Oamenii s-au obișnuiți cu relațiile astea de familie, de cumătriți, de nănășiți, de favoritism, să dai o atenție medicului, să dai o atenție vameșului ca să-ți permită să intri evitând prevederile legale și tot așa. Când o să ne schimbăm noi comportamentul și atitudinea, atunci o să începem să trăim ca scandinavii. Pentru că la ei fenomenul corupției e de mult eradicat. Foarte rar se fură și dacă se fură, ajunge pe mâna instanțelor. Pe când la noi cam toată lumea fură și de asta nu o să scăpăm de grabă. Ah, unde am ajuns? Credeam că închid, dar văd că oamenii continuă să comenteze. Niciun partid nu a respectat până acum doctrinele sale în programele și programele sale. Da, Dimitri, știu. Chiar mi-amintesc că la alt forum al umaniștilor din toată lumea, la București, când am fost, atunci a fost singura dată când am intrat la Palatul Parlamentului, Casa Poporului, și am vorbit în fața unui auditoriu internațional, în limba engleză, atunci m-am plâns de paradoxurile stângii de Republica Moldova, atunci nu era Partidul Socialiștilor, era Partidul Comunist sau Partidul Umanist, alt paradox, au râs sala cei de nu le venea să creadă, Partidul Umanist pe lista căruia sau alături de liderul căruia apărea capul bisericii ortodoxe, pravoslavnice. Deci stânga de la noi e șovină, habotnică, religioasă, adică împotriva drepturilor omului, împotriva diversității, ceea ce e un paradox pe care greu îl înțeleg occidentalii. Și cu toate astea, iată, partidul lui Dragnea, care e și naționalist pe deasupra, face parte din Internaționala Socialistă și din SPD-ul European, partidul lui Plahotniuc tot așa, își dau cu firma în cap, dar occidentalii închid ochii la chestia asta. Pe ce circumscripție candidezi? Încă nu știu, cel mai probabil 50 sau 51. Dar sunt deschis, am zis, și pentru alte circumscripții, poate aici, în Chișinău. Sunt gata să mă bat cu Țuțu, nu la propriu, pentru că el e bătăușul de la bot, eu știu numai trântă, dar la modul figurat, politic, el cu cadouri electorale, dar eu cu adevărul și cu promisiunea de justiție, de dreptate, că voi lupta pentru dreptate. Dar să vedem cum se comportă blocul acum.
Probabil până pe 26-27 voi ști și când o să constituim grupul acela de inițiativă și vom merge cu el la Comisia Electorală de Circumscripție, vom ști pentru care circumscripție candidez. Cum gândim, așa se întâmplă jocuri mafiotice. Nu știu ce are în vedere Petru Moloduc. Eu votez Partidul Liberal, fiindcă șeful de partid, fiindcă șeful de partide cu pahani în spate, țopii lui Tănase, Plahotniuce, PD-ului și Putinului Dodon. A fiindcă sătul de partide cu pahani în spate. Bine, treaba ta, dacă nu v-ați lămurit încă cine-i Ghimpu și nepotul lui, continuați să-i votați. Eu de mult n-am încredere în ei, încă de când m-au chemat odată, mi-amintesc, partidul încă se numea Reformei sau abia i-au schimbat numele și se pare că Dorin Chirtoacă m-a chemat, el încă era activist de drepturile omului la Comitetul Helsinki și m-a chemat la o întâlnire de-a lor. Aginta latină într-un subsol și a venit Mihai Ghimpu și le vorbea la niște tineri. Ei abia constituiau partidul, filiale, tineriet, nu știu ce. Și când au văzut că Mihai Ghimpu nu lasă pe nimeni să deschidă gura și că nu acceptă pe nimeni să critique, m-am lămurit. Atunci, la prima interacțiune cu ei, m-am lămurit. Și cam ce an să fi fost? 2006? Și abia după aceea am aflat că Dorin Chirtoacă candidat pentru primăria capitalei în numele Partidului Moșului. Dar eu din 2006 m-am lămurit cu acest partid. Dar voi i-ați dat 3 mandate lui Chirtoacă, l-ați văzut pe Ghimpu alături de Plahotniuc și de Filat și încă nu v-ați lămurit cu ei? Bun, câte lecții vă mai trebuie ca să învățați? Cam asta e situația, oameni buni. Cred că o să închid aici ca să nu vorbesc prea mult. Câți bani are nevoie un om normal ca să trăiască bine? Ce mașină ai? Ți-ai făcut casă? N-am mașină, n-am casă. Și mie mi-ajung banii pe care i-am. Mi-ar ajunge salariul de deputat. Când lucram în televiziune, făceam emisiune, aveam un onorariu comparabil cu salariul de deputat. Și după cum vedeți, nu mi-am făcut casă, nu mi-am luat mașină, poate doar mi-am luat o bicicletă electrică și a fost o investiție greșită. Acum prefer bicicletele obișnuite. Nu închide, 60 de oameni care te ascultă, vorbește, 70 deja, dar ce să le spun dacă am consumat subiectul? O să mai vorbesc când o să mai am ce spune. Unde ai plan să candidezi? Ce o să faci cu un mandat? Care e planul în genere? Ori candidezi ca să-ți ridici ratingul. Uf, ce rating? Eu am rating, am 40 de milioane de afișeri pe YouTube, am aproape 40.000 de abonați pe un canal și pe al doilea încă vreo 7.000. Ce să fac cu ratingul? Iată, mă sună oameni în continuu și îmi cer să-i ajut, să le hrănesc copiii. Și eu le zic, oameni buni, învățați-vă a vă lua soarta în mâini. Nu o să vină niciun deputat, niciun ministru, niciun activist civic să aibă grija voastră. Deci și atunci când o să fiu într-o funcție publică, tot așa o să le zic oamenilor. Mă roagă șoferii de microbuz de pe nu știu ce rută la Vadul lui Vodă, vină și filmează autobuzul cum parchează ilegal și cum ne ia pasagerii. Zic, dar voi ce, nu sunteți capabili? Păi nu, că cu telefonul dacă n-ai aparat de filmat. Și eu vă ajut să publicați, să afle lumea. Deci mură în gură nu o să dau nici dacă o să am funcții publice, cum nu dau acum când sunt activist civic. Și ăsta, l-aș da public să vedeți ce vrea acum, dar nu am acordul lui sau al ei. Dar în mod sigur sună tot așa cineva. Să vii, te rog, să ne lămurim la raion, că nu vrea să-mi dea pensia sau ceva de felul ăsta. Sau vin în instanța de judecată. Eu te informez, nu-ți povestesc povești, dar tu atași nefondat și foarte arogant, zice Andrei Donică. Andrei, învață-te să vorbești și cu
activiștii din ăștia îngânfați și aroganți, dacă vrei să fii lider de partid de activiști. Dacă o să vrei numai oameni loiali, cum a vrut Mihai Ghimpu, o să ai soarta lui Mihai Ghimpu. Vasile Beșleagă mă întreabă dacă Moldova are viitor peste vreo 2 ani. Eu mă gândesc dacă are viitor peste vreo 20 de ani, dar tu așa de optimist în 2 ani crezi că e Moldova? Domn Bregă, cum crezi oare pe cine cu adevărat să votăm și noi? Ca să fie bă și în țară un pic de pace. Aș vrea să mă întorc și eu acasă lângă copii și tare m-am săturat de străinătate. Stați să vedem cine candidează. Deocamdată nu știm nici, știm doar lista partidelor care au voie să candideze, dar încă nu știm exact cine și cum va candida. Dar eu zic că aveți timp destul, berechet, 2 luni, ca să vă lămuriți, să vă informați despre cine vă poate reprezenta cel mai bine. Sunt de 13 ani în Franța și am văzut multă corupție și aici, dar oricum toți au salarii, medicina e gratis, foarte multe ajutoare. Care ar fi explicația? Dar care e explicația că iese lumea în stradă și protestează în disperare în Franța? Că au exercițiu de democrație, au experiență de proteste, încă de la Comuna din Paris, Revoluția, prima revoluție, de la care s-a inspirat după aceea și Statele Unite și a căpătat independența. Eu și prietenii mei te votez pentru că te apreciez foarte mult. Mulțumesc, Ofelia, dar nu știu dacă o să puteți vota pentru mine. S-ar putea să nu fiu pe o listă de partid și s-ar putea să nu fiu în circumscripția în care veți avea voi drept de vot. Poate nu v-ați prins încă, dar de data asta sistemul mixt va presupune votul și pe listă de partid și pe circumscripție, iar candidații independenți nu pot candida deja în circumscripția întreagă republică, ci doar pe circumscripții. De ce nu-ți place bicicleta electrică? Pentru că era una chinezească și care s-a defectat în prima săptămână, m-am dus și mi-am locuit-o și a doua tot s-a defectat într-o săptămână și n-am mai vrut să mă duc la ei. Și a fost o investiție greșită. Tot ce contează e lupta cu corupția, zice Victor Gârbu. Da, e cel mai important acum în zona asta a Balcanilor, nu doar în Republica Moldova. Dar păi lumea ce vă zice? Oare e gospodar dacă nici casă nu are? Glumesc, zice Irina Galer Iavorski. De fapt, stereotipurile astea moldovene, binecuvântări. Da, dar eu cred că moldovenii deja au înțeles că nu a fost nici pentru ei o idee bună să investească o grămadă în casteluri, în mașini bengoase și după aceea să vadă că nu are ce trăi și că e glod până la poarta lui, a lor, a ei. Și că e corupție în primărie și în raion și în țară și au pus coada pe spinare sau traista în băț și au plecat din țară și a rămas și palatul și mașina și ce alte investiții au mai făcut și business-ul unii l-au lăsat aici și a constatat că nu a fost mare lucru și că era necesară investiție poate în altceva, mai mult democrație, mai multă libertate, mai multă educație pentru copii, ca să se poată integra oriunde în lume. Așa că eu mă aștept că cel puțin alegătorii din diaspora vor fi deschiși să voteze un candidat ca mine. Oh, privește și David Pettigrew. Hai, David. Oleg, vrei să candidezi la ceva? Nu, e secret. De ce ai plecat din Moldova? Pentru că am putut. Și acum tot în Moldova sunt. Sunt la Chișinău în clipa asta. Oameni buni, cred că o să închid totuși aici, pentru că e târziu și vreau să-l sun înapoi pe omul ăsta. Dacă a insistat, a sunat atât de mult, probabil avea vreo bubă, vreo durere și aș vrea totuși să-l ajut. Cam asta a fost intervenția mea în ziua... În a doua zi, după ce am făcut primul pas pentru înregistrarea candidaturii mele, am solicitat certificatul de integritate. Vă voi mai ține la curent cu evoluția
lucrurilor, vă rog să continuați, să comentați, să mă întrebați, să comunicați cu mine, pentru că mă ajută să fiu sau să devin mai bun, mai eficient. Noroc!